Bună seara și bine v-am găsit! Știrile în limba moldovenească în emisia primului post nistrean de televiziune. În ediția de astăzi vizionați. Sfârșit de decembrie, timpul totalurilor. Indicii economice ai anului 2018 ne demonstrează că sunt mai înalți în dată în câteva direcții. În pofida dificultăților în anul curent, uzina metalurgică moldovenească a reușit nu numai să majoreze volumul producerii, dar și salariul colaboratorilor cu 25%. Posibilități egale. La Bender, turneul la jocul de dame, tenisul de masă a fost desfășurat între parasportivi și reprezentanții organelor de putere. La Bender a avut loc întrevederea prezidenților Republicii Moldovenești Nistrene și Republicii Moldova. A treia întâlnire în acest an a șefilor de state a avut la bază teme actuale determinate în agenda nistreană. Printre ele, întrebarea telecomunicațiilor, dosarele politic motivate. Anume, la ele nu sunt mișcări înainte. Întrevederea oficială, tradițională, a avut loc în sediul administrației de stat Bender. Începutul dialogului în formatul tet-a-tet. Vadim Krasnuselski a determinat trei teme importante. Printre ele, perspectiva stopării dosarelor politic motivate și problema telecomunicațiilor. Apropo, la tema comunicațiilor, câteva săptămâni în urmă, maică n-a avut loc o problemă. Parlamentul moldovenesc a votat pentru licența pentru Internet.com, iar socialiștii, aliații lui Dodon, au părăsit sala de ședințe. Proiectul de lege a trecut complicat. Am avut posibilitatea să discutăm întrebări din agendă. Nu voi enumera acordurile atinse. E mult mai importantă realizarea acestor acorduri. Principalul e a face mecanismul să lucreze. Am consacrat o parte a întrevederii discutării întrebărilor telecomunicațiilor, stopării dosarelor politic motivate și altor teme. Sunt bucuros că a fost efectuat un lucru mare. Remarc, din 8 puncte pe care le-am determinat la început de ianuarie 2017, la 6 din ele există realizare practică. Este importantă implementarea lor. Rămân încă 2 puncte. Stoparea dosarelor politic motivate și libera deplasare a cetățenilor. Vadim Krasnuselski a adus cifre de statistică ale contactelor Nistreniei și Moldovei. Doar în anul curent au avut loc 3 întrevederi ale prezidenților. În jurul la 30 de ori au comunicat reprezentanții politici. Au fost 84 de ședințe ale grupurilor de lucru. Este un volum mare de lucru. Dacă 2017 a fost anul atingerii acordurilor, apoi 2018 anul realizărilor, sunt însă și întrebări care necesită atenție adăugătoare. Vadim Krasnuselski și Igor Dodon s-au pronunțat pentru desfășurarea cât mai rapidă a întrevederii în formatul 5+2. Această poziție nu o singură dată au sonorizat-o diplomației Nistreniei și Rusiei. Sfârșit de decembrie, timpul totalurilor. Începem de la economie. Indicii anului 2018 ne demonstrează că sunt mai înalți în dată în câteva direcții. A crescut produsul intern brut cu 19%, s-a micșorat deficitul bugetar de la 24% la 16%, s-au produs de 2 ori mai multe alocări în economie, a crescut și volumul de producere, drept rezultat, exportul a crescut cu o treime. A fost întreprins un complex întreg de măsuri de reanimare. În primul rând am închis schemele gripe care le-am moștenit. Am lichidat situațiile de criză care au atins întreprinderile de stat. Acum realizăm scopul principal, a avea o economie viabilă și a nu permite reținerea salariilor, pensiilor. Timp de 2 ani în țară a fost stabilizată economia, nu numai din contul investițiilor. A început să activeze din nou cu venit uzina metalurgică moldovenească, calea ferată nistreană, combinatul de ciment din Râbnița, uzina Biochim. Legea investițională care a intrat în vigoare de la 1 iunie este menită a susține întreprinderile. Deja sunt semnate acorduri de colaborare. Investitorul din Ucraina vrea să crească la noi în Republica Pomușoare. Locuitorii Estoniei, Alune, Bulgarii, produse curate din punct de vedere ecologic. Este renovată susținerea din partea statului a întreprinderilor. 5 producători au primit credite. Încă 10 se află la rând. În perspectivă, Nistrenia va fi un stat social orientat, cu economie de piață. Salariile, pensiile, indemnizațiile vor fi achitate la timp. Se vor păstra și înlesnirile. Toate aceste lucruri sunt fixate în strategia dezvoltării statului. Documentul este elaborat la inițiativa prezidentului și prevăzut pentru o perioadă de 8 ani.
Ideea ta ce constă? Ideea constă în faptul că tot ce câștigă statul va fi folosit pentru oameni. Spre exemplu, sunt câștigate 2 ruble. Înseamnă, ele vor fi cheltuite pentru binele cetățenilor, pentru pensii, salarii. Toate aceste finanțe trebuie folosite la dezvoltarea țării. Spre exemplu, Fondul Investiții Capitale are orientare socială. În anul curent am reparat și construit din nou 150 de obiecte de infrastructură. Programul investiției capitale va continua. Timp de 3 ani se planifică construcția și reconstrucția a încă 600 de obiecte. Școli, grădinițe de copii, instituții culturale, sportive, curative. În anul viitor, în prioritate, va fi sfera ocrotirii sănătății. O economie puternică și un stat autosuficient. Acesta este scopul principal al strategiei dezvoltării până în 2026. Întreprinderile fac totalurile anului. 2018 pentru multe a devenit timpul schimbărilor. Spre exemplu, uzina metalurgică moldovenească, în pofida dificultăților, întreprinderea a reușit nu numai să majoreze volumul producerii, dar și salariul colaboratorilor cu 25%. Este rezolvată și întrebarea cadrelor. În anul 2018, uzina metalurgică moldovenească s-a lovit de dificultăți. Taxele americane au închis piețele europene, sancțiunile ucrainești au lăsat-o fără materie primă și vagoane. Totuși, întreprinderea a reușit să producă peste 500.000 de semifabricat de metal. Multor întreprinderi le este de mirare cum putem în condiții deloc simple să demonstrăm asemenea rezultate. Aceasta s-a întâmplat grație faptului că în 2017 am reîntors încrederea colectivului. Am format o echipă de management, avem și o componență serioasă a Consiliului Directorilor. Anul 2018 a devenit pentru întreprinderi exemplar și vizând alocările interne, care s-au majorat de 5 ori. A fost construit un depozit al producției gata, care a oferit posibilitate de a activa fără întreruperi. A început modernizarea complexului de pregătire a metalului uzat. Așteaptă încă 3 unități de tehnică din China. În anul nou se planifică a produce circa 380.000 de tone de producție gata. Planul de business pentru anul 2019 încă nu este adoptat. Sunt 3 variante formate, luând în considerație sancțiunile ucrainești și hotărârea Comisiei Europene, de asemenea logistica. Sunt căutate noi piețe. Pentru aceasta e necesar lucrul prin porturile maritime ale Mării Negre. Actualmente, cauza fiind introducerea taxelor americane, sunt minimizate prețurile. Pentru noi ele sunt dezavantajoase. Anul viitor va fi dedicat lucrului de micșorare a prețurilor. Am pregătit și un program. Salariul la întreprindere a crescut cu 25%. Sunt realizate proiecte sociale, profilactoriu, cantină, odihna de vară a lucrătorilor, reparația vechiului club Iunost. Se rezolvă și întrebarea cadrelor. În anul curent a început un proiect vizând învățământul dual. Actualmente aici primesc studii 20 de viitori metalurgi. În raionul Dubăsari, nevoiașilor care locuiesc în case cu încălzire cu sobele sunt repartizate lemne pentru foc. Veteranii, invalizii de grupul 1 și 2, jertfele represiunilor politice, lichidatorii avariei din Cernobâl primesc lemnele gratuit. La categoria dată se referă și familiile cu mulți copii. Pentru a primi lemne, trebuie să depună cerere în administrația de stat. Ea este studiată. În afară de aceasta, Comisia Specială verifică situația pe loc. De regulă, toate cerințele sunt satisfăcute. Elena Rutar este colaborator al Serviciului Social timp de mulți ani. Ion Levco, invalid de grupul 1, orfan un timp îndelungat, este deservit de către dumnea ei. Ion adesea se află într-o stare critică. Diagnoza lui, diabet cu o formă complicată. Până în anul precedent, casa era încălzită cu lemne alocate de către autoritățile locale gratuit. În anul curent, locuința i-a fost gazificată, la fel din contul bugetului local. Acum în încăpere e bine și caldă. Deja nu mai am grijă să fac focul cu lemne și pentru Ion sunt liniștită. Olga Fiodorovna Savinkov este văduva veteranului Marelui Război pentru apărarea patriei. Bătrâna are 90 de ani și este țintuită la pat. De ea are grijă fiica. Mulțumim mult pentru ajutor. Deja timp de 3 ani suntem asigurați cu lemne gratis. N-avem probleme în direcția dată. Depunem cererea și ea întotdeauna este satisfăcută. E de remarcat că în raionul Dubăsari sunt înregistrați 10.000 de pensionari. Mai bine de 350 sunt sub tutela Serviciului Social Local.
Posibilități egale. Turneul la jocul de dame, tenisul de masă, este desfășurat între parasportivi și reprezentanții organelor de putere. La competiție au participat 30 de parasportivi din Nistrenia și Moldova. Turneul Posibilități egale este organizat al doilea an. La el participă și reprezentanții organelor de forță. Asemenea, competiții urmăresc un scop important – popularizarea sportului și atragerea persoanelor cu particularități de sănătate. Vă doresc în această zi succese și biruințe noi, sănătate și fericire. În această zi, indiferent de postul pe care îl ocupă, toți participanții au îmbrăcat costumul sportiv. 26 de perechi au concurat la jocul de dame și tenisul de masă. Eu am început a juca mai bine tenisul de masă datorită partenerului cu posibilități limitate. N-am văzut ca și sportivii sănătoși să joace atât de bine. Bravo! Roman Ivancenko, în trecut doar organizatorul competițiilor, acum participă personal la întreceri. Asemenea, turnee demonstrează că societatea noastră are un viitor, că oamenii cu posibilități limitate se adaptează normal în viața noastră de toate zilele, la fel și în sport. Le doresc tuturor biruințe și dispoziție bună. Cred că va fi un bun exemplu pentru alți nistreni care vor să ducă un mod sănătos de viață. Dacă aveți dorință, puteți învăța totul. Principalul să credeți în propriile forțe, să vă bucurați de succesele obținute și să mergeți înainte. Vicepreședintele guvernului la fel a îmbrăcat forma sportivă. Pentru a doua oară desfășurăm competițiile Posibilități egale. Vom acorda o atenție și mai mare acestor probleme. În anul curent, guvernul a transmis pentru aprobarea Sovietului Suprem programul de stat cu destinație specială Posibilități egale, realizarea căruia se planifică pe parcursul celor 3 ani. Dacă la activitățile pentru persoanele cu invaliditate mai participă și reprezentanții organelor de putere, apoi eu le apreciez cu 100 de puncte. Conducătorii țării văd în variate ipostaze invalizii. Dumitru Cuzuc și Alexei Țurcan au câștigat la tenisul de masă în perechi. Turneul Posibilității egale a fost și o totalizare a activității pentru anul curent, deoarece s-a făcut încă un pas spre depășirea barierilor sociale. La Dubăsari, pentru prima oară, a avut loc balul de binefacere Misiunea de Anul Nou. Scopul lui, a atrage atenția față de oamenii cu dizabilități, a face totalurile anului posibilităților egale. Însă a mai fost încă o sarcină, care a adunat împreună antreprenorii și conducătorii întreprinderilor din oraș și raion. Este vorba despre acumularea banilor pentru 3 copii care sunt grav bolnavi. Față de durerea părinților, n-a rămas indiferent practic niciun antreprenor sau organizație și întreprindere locală. Ajutor necesită o discipulă a Centrului de Reabilitare a Copiilor cu Dizabilități. Ea recent s-a reîntors din orașul Moscova după o operație serioasă la inimă. Banii sunt necesari pentru reabilitarea fetiței și pentru 2 elevi dintr-o școală obișnuită, cărora le este stabilită diagnoza. În comun, suma necesară a fost acumulată. În afară de aceasta, micuții de la Centrul de Reabilitare, în ajun de anul nou, au primit de la oamenii cu inimă mare diverse cadouri, dulciuri, rechizite școlare, haine, manuale speciale pentru copiii cu dizabilități de văz. Pentru ei a fost organizată o adevărată sărbătoare a muzicii, mărinimiei și binefacerii. În ajun de anul nou, toți credem în minuni și ele neapărat se produc. 2018 a devenit pentru mulți mai bun. Am devenit mai atenți unul față de altul. Sunt încredințat că în anul care vine va crește bunăstarea, prosperarea Republicii. În cadrul balului de binefacere, părinților copiilor bolnavi le-au fost înmânate certificate bănești, iar antreprenorii activi au fost desemnați cu diplomele administrației de stat. Atât pentru ediția de astăzi. Mai multe despre aceste și alte evenimente aflați în programul de seară al colegilor noștri. Iar noi vă dorim o zi bună în continuare. La revedere!